Clasamentul zonelor cu cele mai scumpe locuințe din Drobeta-Turnu Severin a rămas neschimbat. Cele mai mari prețuri la apartamente se regăsesc în continuare în zona centrală a municipiului, pe când în cartierele Crihala, Cet Nord și Aluniș prețurile scad până la 10.000 de euro. În toate cartierele severinene, nivelul actual al prețurilor apartamentelor este mai ridicat decât cel consemnat în anii trecuți. În zona centrală, un apartament cu două camere ajunge la peste 45.000 de euro. Următoarele locuri din clasament fiind urmate de Bulevardul Tudor Vladimirescu, Chiselef și Independenței. Zona centru întotdeauna a fost scumpă. Acum vorbim și în funcție de câți metri pătrați are un apartament, ce îmbunătățire are și etajul. Dacă vorbim în medie un etaj intermediar, etaj 2-3, etajul 1, 2, 3, cu două camere, putem să-l găsim undeva la 45.000 de euro. După centru, vorbim de Chiselef, acum un două camere Chiselef, etajul 1, 2, 3, se încadrează undeva în 40.000 de euro, cu ceva mici îmbunătățiri. Autogara este undeva, Crihala, Crihala urmează, este undeva la 35-38.000 de euro, după care urmează Autogara și cu și undeva în 32.000 de euro. Vorbim de două camere aici, trei camere, la trei camere în zona Chiselef undeva în jur de 50.000 de euro, Crihala în jur de 45.000 de euro, iar zona alunișii cu Cet Nord undeva am 40.000 de euro. V-am spus, asta îmi depinde și de îmbunătățiri și de ce etaj este. Totodată cele mai ieftine apartamente se găsesc în cartierele Crihala, Cet Nord și aluniș. Cea mai ieftină zonă este uh, alunișul, acolo găsim undeva la 30.000 de euro un apartament, dar vă spun o dată, apartamentele au suprafață mult mai mică undeva la 35-40 de metri pătrați. Prețurile unui apartament diferă în funcție de îmbunătățiri, etaj, suprafață, dar și anul construcției.